Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Neil Schnecker. Avem o ediție specială de vineri în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Vă prezint cum Italia devine paradisul penalilor după ce refuză extradarea lui Ionel Arsene. Colega mea, Roxana Ciucă, ne arată cum motivează Italia acest lucru, dar revenim la tine într-o secundă. Veți vedea că Arsene a fugit chiar înainte de condamnarea pentru corupție, la un an și 56 de zile de război. Vă prezint anunțul NATO, care îi provoacă cea mai mare furie lui Vladimir Putin. Vă arăt că alianța spune din nou că este gata să accepte aderarea Ucrainei, dar vi-l aduc pe Costi Soare, care știe în ce condiții poate să adere la NATO. Nu pleca nicăieri, Costi, venim la tine imediat pe acest subiect. Ucraina pune victimele războiului pe seama indeciziei Uniunii Europene. Îl veți auzi pe omul lui Volodymyr Zelensky, dând vina pe indecizia legată de înarmare. Am și ultimele informații din scandalul cerealelor. Vă prezint batjocura Ucrainei la adresa României. Vă arăt legătura dintre cereale și motivul pentru care au făcut dragările pe canalul Băstroie. Sunt foarte bine legate. Vă spun și care este compromisul României în timp ce alte țări au interzis importurile. Atenție, nu vorbim de tranzit. La final vă prezint viața regească dusă de apropiații lui Putin în Europa. Veți vedea diamantele, iahturile, vacanțele lor, în condițiile în care, în mod normal, ar trebui să fie sub sancțiuni. Toate acestea într-o ediție specială, cum spuneam, de vineri, a cheii zilei, care începe chiar acum. O decizie neașteptată în cazul baronului PSD, condamnat definitiv la închisoare pentru corupție. Italia a refuzat extradarea lui Ionel Arsene. Ce să vezi? A devenit Italia așa un fel de paradis al penalilor și a fugarilor condamnați în România. Colega mea, Roxana Ciucă, știe de fapt de ce a ajuns Italia să spună niet extrădării sau să spună no extrădării. Oare de ce, stau și mă întreb, oare chiar sentința era politică sau nu le-a plăcut modul în care a fost judecat, Roxana? Bună seara, Nils, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Cum se face că tot mai mulți politicieni, tot mai mulți afaceriști, spuneți-le dumneavoastră cum vreți, aleg să plece din România, înainte ca judecătorii de aici să dea sentințele finale în dosarul lor? Haideți să ne oprim la cazuri concrete și să explicăm punctual ce s-a întâmplat. Ultimul caz, Ionel Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni, a plecat din România, n-avea niciun fel de restricție. Mergem mai departe. Sorin Oprescu, da? La fel, a plecat înainte ca judecătorii să dea sentințele. De ce se duc toți în Grecia? Pentru că acolo este paradisul lor. Au reușesc în cele din urmă să plătească niște controle judiciare pe cauțiune, de exemplu la medicul Sorin Oprescu, 5.000 de euro control judiciar pe cauțiune, și au spus judecătorii eleni faptul că dacă l-ar aduce pe Oprescu în România, n-ar beneficia de condiții bune de detenție la noi în țară. Acesta fiind unul dintre motivele pentru care, iată, judecătorii au decis să-l țină acolo. De ce nu sunt aduși în România? Păi foarte simplu, legislația de acolo este mult mai blândă față de cea din țara noastră, iar odată ajuns acolo, Ministerul Justiției s-a arătat neputincios, nu odată, ci de mai multe ori în fața unor astfel de situații. Procedurile de extrădare durează ani de zile, dacă sau pot, nu pot fi deloc, nu pot să rămână deloc valabile aceste proceduri de extrădare, dacă respectivele persoane, celor acolo, azil politic, dacă fac dovadă că, iată, și muncesc acolo și că se reabilitează, și nu spun întâmplător asta. Alina Bica, da, fostă șefă de la Antimafia, în momentul de față este consilier juridic în Italia, în Grecia, da? Nimeni nu o deranjează, nimeni nu o întreabă de sănătate. Dragoș Săvulescu, la fel, fostul patron de la clubul Dinamo, este bine, mersi, își vede în continuare de afaceri în Grecia. Vom urmări de aproape desfășurarea evenimentelor și astăzi Ionel Arsene, iată, baronul de Neamț, au decis tot la fel judecătorii de acolo că dacă l-ar aduce pe el în România, la fel, nu ar beneficia de condiții bune în spatele gratilor. Văd că tot în ultima vreme magistrații eleni tot invocă acest motiv al condițiilor proaste de detenție de la noi din țară. Și au decis să-l țină acolo, cel puțin pentru moment, decizia nefiind una definitivă. Da, mulțumesc foarte mult, Roxana. Alături de mine astăzi domnul Ilan Laufer, fost ministru pentru mediul de afaceri, bun găsit. Mulțumesc. Domnul Florian Bodog, senator PSD, bun găsit. Și bun, profesorul Cristian Troncotă, bun găsit. Bună, Nils. Domnul Laufer,
vreau să înțeleg un lucru. Pentru mine este o treabă care mă frământă. Dacă te duci, nu știu, în Madagascar, cum s-au dus, de exemplu, frații, cum îi cheamă, de la Constanța? Mazăre. Mazăre, așa. Dacă te duci în Madagascar, dom'le, poți să zici că acolo poți să aranjezi o treabă, mai una, mai alta. Dom'le, dar în Uniunea Europeană avem așa, Italia, Grecia. În fosta Uniune Europeană avem Londra, Anglia, da? Uite-l, domnul, ia uite ce frumos sunt. Avem aici, îl avem pe Oprescu, aici o avem pe doamna Bica și pe domnul Arsene și aici îl avem pe Adamescu Junior. Dacă zice unul că ești beat, poți să zici că nu e adevărat. Dar în momentul în care îți zic trei că ești beat, în momentul acela trebuie să te culci. E justiția noastră chiar atât de cacao încât nu putem să justificăm condamnările acestea? Eu cred că problema este alta. Și aș face referire la faptul că în închisorile din România nu ți este respectat nici măcar dreptul la viață. Avem un trist exemplu, ultimul dintr-un șir mai lung. Senior și Rudel Obreja. Și Rudel Obreja. Și nu sunt singurii, sunt cazuri publice. Și atunci, evident că aceste state, și așa cum ai menționat, marea problemă că lucrul ăsta se întâmplă în interiorul Uniunii Europene și Marea Britanie, care este un stat super dezvoltat. Eu cred că aici sunt două aspecte. Odată, sunt condițiile din închisori care pun în pericol viața și asta se poate demonstra foarte simplu, adică nici nu trebuie să fii vreun foarte mare expert. Și în al doilea rând sunt pedepsele extrem de aspre, care n-au niciun fel de sens în a te reabilita. De exemplu, în Italia, un caz similar cu celul a domnului Arsene, se pedepsește, dacă se pedepsește, se execută acea perioadă de privare de libertate la domiciliu. Da. De ce? Statul nu este interesant nici să cheltuie bani cu tine. Statul român cheltuie undeva la 7.000 de lei în fiecare lună cu fiecare deținut, că noi avem pensii de 1.200 de lei, da. De 1.500 de lei. Deci e o problemă în modul în care se face justiție, în sensul în care pedeapsa este dată peste ideea de a te corecta, de a reveni la o viață normală, ci mai mult ca să te îngroape definitiv. Păi, și atunci, când justiția din Grecia, când justiția din Italia, când justiția din Marea Britanie văd ceea ce se întâmplă, și credeți-mă că acești oameni au avut niște avocați foarte buni, adică nu sunt oricine, au putut să demonstreze lucrurile astea, și atunci, evident, dar că sunt, noi avem o problemă. Noi în continuare plătim, cred că 100 de milioane de euro sau 200 de milioane de euro pe an daune și penalități pentru condițiile noastre din închisoare. Dar, domnule Bodog, vreau totuși să înțeleg un lucru. Vreau să vă spun așa, dacă acești domni pe care îi vedem și doamna Bica ar fi primit o pedeapsă cu executare la domiciliu, cu brățară... Dar nu avem acest lucru în codul penal. Dar putem să avem! Nimeni nu ar fi plecat din țară. Tocmai guvernul din care cu onoare face parte partidul dumneavoastră, guvernul tocmai a trecut prin acest nou cod penal, că îl tot schimbăm. Și atunci întrebarea mea este, oare se poate la un moment dat, ca să avem și noi ceva pe care ceilalți să-l recunoască? Și mă refer aici, dacă vă uitați, Italia și Grecia acum sunt țări care știu ce e corupția, au trăit cu corupția, se luptă în continuare cu corupția. Și cu toate astea ei spun, domnule, în România este mai rău, încât nu-i lăsăm să se întoarcă în România, Doamne ferește. Eu cred că la această întrebare, cel mai bun răspuns ar putea să dea Ministrul Justiției, pentru că așa propunerile de modificare ale legii au venit de la domnia sa. Cred și eu că ar trebui să se aplice cu mai multă atenție și cu mai multă aplicare asupra modificărilor legislative, să vadă exact ce este și în Uniunea Europeană, în așa fel încât să nu mai fim puși în această situație, să fim arătați cu degetul. Păi da, sunteți în coaliție, domnule senator, și legile acestea vin prin Parlament, adică în alte cuvinte nu le scoate. Eu sunt de acord că le propune domnul Predoiu și că acolo ar trebui să întrebăm. Nu prea ni se răspunde. Dar legile vin și pe la dumneavoastră prin Parlament, adică practic votul e la dumneavoastră, iar ca și coaliție practic acceptați ceea ce scrie în acele legi? Sigur că da. În momentul în care portofoliul justiției este la un alt partid
Și în momentul în care ministrul justiției își, în funcție, își asumă aceste modificări și garantează pentru ele, mă rog, e destul de greu ca în Parlament să găsești o majoritate pentru a modifica un lucru pe care l-a făcut un special. Super majoritate în momentul de față, nu majoritate. E vorba de asta, nu e vorba de majoritate, ci e vorba de specialiști. După cum știți, eu sunt doctor, nu sunt specialist în justiție, nu vreau să mă pronunț pe acest lucru, însă pornim de la premiza că ministrul justiției ar trebui să livreze propuneri legislative de calitate pe care noi să le votăm. Știți care e problema? Că realitatea este una tristă pe care și tu o cunoști foarte bine, Nils. Parlamentul, sub această coaliție, care devine un fel de partid unic, a acaparat toată puterea de decizie și Parlamentul a devenit o anexă a deciziilor care se iau în 2-3 oameni la nivel de coaliție. Și atunci au fost diverse tentative în Parlament să se facă modificări, amendamente, după care senatorii, deputații au primit cât un telefon, au fost chemați de cei doi președinți și s-au șters toate amendamentele. Cine v-a sunat, domnule Bodoc, ca să vă spună să votați? Pe mine nu m-a sunat nimeni și vreau să vă spun că noi am făcut amendamente la legi în Parlament, inclusiv la propuneri legislative venite la Ministerul Justiției. Așa cum știți, aceste amendamente au fost șterse la Camera Deputaților. La Senat ele au fost făcute și au fost și aprobate. Da. Breaking news. Cineva că și Belgia respinge extrădările. Da. Toți aliații NATO au fost de acord, din nou, ca Ucraina să devină membra organizației și spun din nou pentru că o să vă aduc aminte că nu e pentru prima oară că auzim acest text. Cel puțin așa ne spune acum secretarul general Jens Stoltenberg și anume că, vezi, Doamne, toată lumea e de acord. Declarația a fost făcută chiar astăzi înaintea unei reuniuni a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, care are loc la baza aeriană de la Ramstein din Germania. Costi, întâlnirea de la Ramstein vorbește în primul rând despre înarmare. Pe de altă parte însă, în momentul de față, avem mai întâi declarația asta care a venit de la Jens Stoltenberg și care, să fiu cinstit, m-a uimit pentru momentul la care vine. Adică nu-i prima oară că auzim că membrii NATO sunt de acord să vină Ucraina, dar pe sistemul ce l-a apucat acum, de ce vorbim iarăși de subiectul ăsta, nu băgăm iar bățul în gard? Nils, lucrurile sunt destul de complicate și spun asta pentru că în urmă cu doar 2 zile, cred, Jens Stoltenberg a făcut o vizită surpriză, neașteptată la Kiev. Acolo, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ar fi cerut din nou, vrem și noi NATO. I-ar fi spus Jens Stoltenberg că nu se poate acum, pentru că nu sunt condițiile legale îndeplinite pentru aderare la NATO. Iată însă că astăzi secretarul general al NATO vine și spune că, da, Ucraina va fi membra NATO, dar cu condiție să se termine războiul dintre Ucraina și Federația Rusă, pentru că altfel nu s-ar îndeplini acea condiție trecută în statut că trebuie să fie pe relații de pace cu vecinii. Au existat și reacții din partea membrilor NATO. Germania spunea clar că la Vilnius, în această vară, la summitul NATO, nu se va pune problema aderării Ucrainei la NATO. Cel puțin, nu puțin, acum. Și poate, Nils, singura chestiune care ar fi într-adevăr interesantă, dar a mai fost anunțată, este faptul că nimeni nu s-a opus, cum a fost în cazul țărilor nordice, da Finlanda, Suedia, acolo a existat opoziția Turciei. Nu are de ce să se opună, Costi, nu există un motiv. Ideea este doar că știm foarte bine că intrarea Ucrainei în NATO acum sau peste un an sau peste trei nu este posibilă, din mai multe motive. Una cu războiul, doi, e vorba de unde a pornit de fapt războiul, taman de la acest subiect. Deci dacă oprești războiul, pacea nu poate să apară decât ori o înfrângi pe Rusia, ceea ce cu tot respectul pentru NATO nu văd această posibilitate, ori varianta a doua este să cazi la pace, ori dacă pici la pace, sigur subiectul NATO va fi unul dintre subiectele puse pe masă de Rusia. Deci, oricum nu. Al treilea motiv este că nu există condițiile oricum, interne. Oricum, Nils, tu ai amintit în intervențiile tale anterioare și de faptul că în 2004, spuneai, la summitul la care a participat și Vladimir Putin, a existat deschisă discuția despre extinderea NATO, moment în care s-a cerut clar ca Ucraina să rămână o zonă așa de siguranță între spațiul NATO și spațiul Federației Ruse, așa
Așadar, lucrurile s-ar aprinde clar dacă s-ar ajunge la aderarea Ucrainei la NATO. Tocmai, și să nu uităm de asemenea că mai există și subiectul de stabilitate internă. E vorba de lipsa de corupție, etc., etc. Știm foarte bine prin ce furci caudine am trecut noi ca să intrăm în NATO și am intrat cu chiu cu vai mai mult pe decizie politică decât pe decizie reală. Ucraina acum ar trebui să treacă prin același lucru, deci nu văd posibilitatea și atunci mă întreb ce l-a apucat pe Jens Stoltenberg să arunce din nou acest lucru, știind foarte bine că nu face decât să provoace o replică sau o serie de replici foarte dure din partea propagandei ruse. Păi, deja au apărut replicile de la propaganda rusă. Imediat după declarația lui Jens Stoltenberg, propaganda a vorbit despre motivul real al implicării tuturor statelor NATO în acest conflict împotriva Federației Ruse, pentru că NATO pentru Rusia în acest moment este o organizație inamică. Așadar, iată un motiv în plus pentru Rusia să își accentueze toate măsurile pe care intenționează să le ia și să reia acele amenințări împotriva NATO și al oricărei țări care ar ataca interesele Federației Ruse. Cristian Troncot, mi-aduc aminte că la summitul de la București, și apelez la tine ca istoric, la summitul de la București era exact subiectul acesta. Putin a zis, domne, terminați cu prostiile, este un subiect care nici măcar nu intră în discuție. S-a făcut pauză până când a venit Biden, care a început iară să bace bățul pângard pe subiectul ăsta și iată-ne acum în război. Ce facem? Iarăși, adică încercăm să găsim o variantă în care să se termine cu omorul din Ucraina și noi, pe de altă parte, turnăm gaz pe foc. Adică Jens Stoltenberg. Mai că lucrurile au evoluat. La ora actuală, din punctul meu de vedere, în ce situație ne aflăm? Toată lumea e de acord, eu vorbesc de curțile înalte ale diplomației, da? Sunt de acord că războiul trebuie încheiat. Ce înseamnă asta? Tu ai spus un lucru extraordinar, extra te felicit. Războiul nu se poate încheia decât prin cedări de teritorii, punct, pentru Ucraina. E foarte posibil să se pună în balanță la ora actuală, bine domne, încheiem pace, cedăm și ne primiți în NATO. Și atunci Putin nu mai are ce să spună, că îi închide gura. E o negociere, e un punct de vedere pe care îl spun, dar e o logică diplomatică aici și a evenimentelor care curg. Acest război criminal nu trebuie să mai continue. Și toată lumea a spus, de la China la toate curțile occidentale, despre asta este vorba. Sigur, în 2008, când ai făcut referire la summitul NATO de la București, atunci NATO n-a jucat corect, pentru că nu l-a informat pe Putin, că dacă l-a informat, nici mai venea. Putin efectiv a rămas surprins de problema asta. Și da, de-aia și o replică, domne, nu se poate. Ucraina, Georgia și Moldova, că toate trei au fost puse atunci. Da, știi ce este foarte interesant, Costi, revin la tine. Interesant este că tot acum, deci pe de o parte vine Jens Stoltenberg care zice, domne, toată lumea e de acord să intre Ucraina în NATO, zice pe urmă însă de ce nu se poate. Vine însă Dmitri Kuleba, ministru de externe al Ucrainei, care zice, domne, știți ce se întâmplă de fapt? Tot războiul ăsta și toți morții pe care avem noi în Ucraina sunt din cauza Uniunii Europene, care refuză să dea banii pentru a fabrica muniția de care noi avem nevoie. Deci Jens Stoltenberg îi aruncă o minge la fileu lui Ucrainei și Ucraina se ridică și îi dă cu mingea în cap taman celui care îi vroia binele. Tocmai asta s-a întâmplat din partea celui care se ocupă de diplomația Ucrainei. Iată că i-a certat pe cei din conducerea Uniunii Europene, spunând că sunt incapabili să-i adune la un loc pe toți liderii Uniunii Europene, pe toți șefii de state și de guverne, să stabilească odată bugetul și cine produce muniția pentru Ucraina. Pentru că Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine Ucraina
cu obuzele, de exemplu, ar trebui să primească 1 milion de obuze în următoarele 12 luni. Dar au existat discuții. Franța a propus ca acestea să fie produse în interiorul Uniunii Europene. Așadar să se dea de lucru fabricilor din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Polonia a intervenit și ar vrea ca și alte state terțe să intervină. De exemplu, Marea Britanie sau Statele Unite să contribuie la acest buget și să dea într-un final milionul de obuze către Ucraina. Ce face Dmitri Kuleba? Îi ceartă pe toți și le transmite că zilnic mor oameni în Ucraina din cauza incapacității Bruxellesului de a lua o decizie. Păi da, dar eu sunt uimit de ceea ce se întâmplă ziua de astăzi, pentru că pe deo... Deci îl ai pe Jens Stoltenberg. Vine Kuleba care de fapt le dă smeche după ceafă europenilor. Și ce să vezi, europenii și nu numai europenii, că sunt o grămadă de state care se adună, grupul de la Rammstein, se adună taman să discute acest lucru, și anume cum să continue să înarmeze Ucraina în condițiile în care zilele trecute a apărut un articol în care Defense Weekly, în care spunea că Europa în momentul de față, dacă ar fi atacată de oricine, nu are muniția necesară să se apere. Europa. Nu vorbim de Ucraina. Și noi ne întâlnim la Rammstein acum, după ce Kuleba ne dă o smetie peste cap, și să vedem cum putem să continuăm să... Eu nu înțeleg treaba asta. Și asta pentru că toate depozitele au fost golite, Nils. Știi foarte bine ce s-a întâmplat, inclusiv în România. Aproape totul s-a trimis în Ucraina și nu este doar cazul României, ci și alte state membre ale Uniunii Europene, membre ale NATO. S-a trimis, s-a consumat, acum este nevoie. Pe de altă parte, s-a cerut și o reîmprospătare a rezervelor statelor Uniunii Europene. Așadar, cum spuneai, Nils, este nevoie și de o rezervă pentru Europa să se apere într-o situație dificilă. Dar poate a fost doar o formă de presiune pe care Kuleba a făcut-o înaintea întâlnirii de la Rammstein. Da, este, eu sunt, știți foarte bine, am fost tot timpul pentru susținerea Ucrainei în acest efort. Pe mine mă deranjează în momentul în care toată lumea se aliază pentru a ajuta pe cineva și ăla pe care l-ajuți vine și spune: nu mi se pare în regulă. Deci partea asta nu mi se pare în regulă. Toată lumea face sacrificii, economia este, așa cum bine știți, într-o criză majoră provocată de acest lucru și după toate acestea ne trezim cu Ucraina care vine și ne spune: nu e în regulă ce faceți. Păi stai puțin, că toată lumea se adună taman ca să te ajute și tot aia. Deci nu, ceva nu este în regulă. Da. Dar tot că vorbim de Ucraina și de lucruri care pe mine mă deranjează, și încă o dată, ca să nu mă aud mâine poi mâine că m-a făcut cineva putinist, intervenția Rusiei în Ucraina este crimă. N-aveau ce căuta acolo. Deci, ca să avem, să fim clari, nu sunt putinist. Dar mie îmi plac lucrurile să fie oable. Ori nu mi se pare în regulă atunci când Ucraina, pe lângă tot ce v-am povestit, mai vine și mai și batjocorește România. Da? După ce mai multe țări din Europa au ales să blocheze importurile de cereale, importurile, pentru a-și proteja propria economie, mi se pare normal acest lucru, țara noastră a mimat o decizie în favoarea producătorilor români. În continuare, importurile sunt permise, importurile. Dar ministrul de-aia anunță măsuri precum noi sigilii pe tirurile care importă cereale. Păi de ce pun sigiliu dacă e de fapt import? Adevăratul sigiliu pare a fi pus însă pentru producătorii români care își arată disperarea și ies pe străzi. În tot timpul acestui scandal, Ucraina și-a pregătit o cu totul altă poartă de acces. Că v-am zis că facem legătura cu Băstroie. Vedem ce a declarat ministrul Daia și vă spun apoi care este adevărata lovitură a Ucrainei. Ascultați-l pe Petre Daia. În condițiile în care România a rămas singura poartă de intrare pentru import, mă aștept și ne așteptăm ca să apară în România, din dorința de a prelua produsele din Ucraina, o cantitate mai mare ca până acum. Deci o situație mai dificilă pentru țară, în condițiile în care ceilalți și-au
închis granița. Și săptămâna viitoare ne vom întâlni. Vine Micola tot aici și eu îi mulțumesc și vreau să apreciez dialogul de astăzi. Micola, ai pășit pragul la prieteni. Privirile umezite de lacrimile durerii. Ne-a determinat să cântărim atent, exact, echilibrat, liniștit și sigur un drum al colaborării. Și cu privire la transport, am stabilit așa. Să punem un sigiliu. Indiferent dacă are sigiliu, chiar dacă are sigiliu, mijlocul de transport, fie el feroviar, rutier. Și dacă acolo este posibil și la barge, să se procedeze la fel. Sigiliul respectiv, pus peste sigiliul sau alături de sigiliul care există, este siguranța noastră că îl putem urmări și va fi urmărit prin sistem și confirmat la destinație că a ajuns sub un sigiliu neviolat. Semnalul pe care l-a avut Slovacia cu privire la identificarea într-un lot de 1500 tone de grâu a unei depășiri a pesticidelor, fiind un semnal de alertă pe care trebuie să-l procesăm ca atare, în privința importului am luat următoarele măsuri pe care le-am comunicat, iar Micola le-a apreciat ca fiind normale, corecte, în consonanță, atenție, cu legislația europeană și nu altfel, și anume să facem, iar aici lângă mine președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, să prelevăm probe în vamă. Domnul Bodog, nu mai e bine. Dacă... O să-l reluăm pe domnul Bodog. Ilan Laufer, eu nu vreau să întreb domnul Bodog că a făcut passing shot la ministrul justiției. Am înțeles că nu e din partid, ăsta este din PSD. Vreau să înțeleg totuși treaba asta. Deci, să înțeleg un aspect... Nu, stai o secundă, că vreau mai întâi să-ți explic ce nu înțeleg, da. Și poate mă fac să înțeleg. Deci el spune așa, punem sigilii. Asta pentru mine înseamnă tranzit, ceea ce e ok. Eu cu tranzitul sunt de acord, am fost de la bun început. Eu am o problemă cu importul. După care vine și spune, noi punem sigilii, dar facem control cu ANVSA-ul și importurile continuă. Ha? Domnul Bodog, mă bucur că ați revenit. Vin imediat la Ilan. Vreau totuși, domnul Bodog, la ministrul justiției ați făcut passing shot că e din alt partid. Ăsta, domnul Daia, este ca zic așa din partidul dumneavoastră. Deci aici nu mai merge passing shot-ul. Explicați-mi și mie, vorbește de tranzit și eu sunt de acord cu tranzitul, cu sigiliile, după care spune că face controle cu ANSBSA-ul și că vor crește cantitățile de grâu importate. Păi de ce facem import? Nu înțeleg. Adică nu pricep chestia asta. Cred că a fost o exprimare nefericită. Nu, o zice de trei zile. O zice de trei zile. Da, e vorba doar de tranzit, e vorba de a nu bloca tranzitul cerealelor din Ucraina, pentru că, într-adevăr, dacă toate țările care au vecinătate cu Ucraina, vorbesc de țările din Uniunea Europeană, ar bloca acest tranzit. Partidul dumneavoastră, domnule Bodog, partidul dumneavoastră îi cere ministrului agriculturii din același partid să stopeze importurile.
Păi se stopează importurile, se va permite doar tranzitul cerealelor, în așa fel încât să aibă piață de desfacere Ucraina. Păi și de ce face controale cu ANSBSA-ul? Nu înțeleg, explicați-mi. Nu, face controale cu VAMA. A spus că vor fi sigilate aceste... Lângă mine, spune așa, lângă mine stă directorul agenției de... naționale de veterinari, supravecherea, mă rog, ce doamne iartă mă înseamnă. Deci îl arăta pe om lângă el și spunea el e omul cu care facem controlele și a dat și exemplu acelor 1500 de tone în care pesticidele erau nu știu ce. Ce mă interesează pesticidele dacă nu fac import? Dar el face import. Până în momentul de față, așa cum știți, foarte multe țări din Uniunea Europeană au făcut import de cereale și am făcut și noi. Și acest lucru a dus la acest scandal din partea fermierilor, pe bună dreptate, aceștia ajungând în situația să nu poată vinde produsele. Dar de ce am făcut import? Sau să trebuiască să le vândă la preț foarte mic. Dar importul s-a făcut până în momentul de față. Decizia Uniunii Europene era de tranzit. Importul s-a făcut nu de către noi, nu de către partid, ci importul s-a făcut de către cei care se ocupă de asta, de către comerciați. Sub oblăduirea ministrului agriculturii de la PSD. În momentul de față, nu e adevărat, comercianții nu sunt în subordinea Ministerului Agriculturii. Ceea ce pot eu să vă spun este că în momentul de față se analizează și se vor lua decizii care să permită doar tranzitul cerealelor prin România. Da. Îți dăm mie voie. Două propoziții. Te rog, Cristian, scurt de tot. Despre ce nu ne explică onor guvernanții noștri? Este vorba de două categorii absolut distincte de cereale care vin din Ucraina. E o categorie de cereale care este produsă, știm foarte bine, de cele două mari concerne de fermieri americani și care au modificări genetice și care sunt mult mai ieftine și ele fac tranzit, dar aici intervin samsarii români și cumpără ilegal, deci la negru. Și este categoria cealaltă de grâu pe care o produc fermierii ucrainieni și care are același preț cu al nostru. Și aici respectă toate regulile europene. Despre asta ai vorbit, dar nu e adevărat. Amândouă sunt ieftine și diferența este de pesticide pe lângă modificările genetice ale companiilor americane. Facem o scurtă pauză. Când ne întoarcem, oamenii lui Putin care ar trebui să fie sub sancțiuni se bălăcesc la Saint-Tropez. Ce să vezi, vi arăt imediat, nu plecați nicăieri. Da, bine ați revenit la cheia zilei. În timp ce mii de oameni mor în războiul declanșat din ambiție, familiile oamenilor lui Putin trăiesc efectiv regește, fără a fi afectate în niciun fel de ororile de peste graniță. Este și cazul Svetlanei Maniovici, soția ministrului adjunct al apărării din Rusia, Timur Ivanov, persoana care a coordonat invadarea Ucrainei. Jurnaliștii ruși de investigație descriu viața plină de lux și opulență pe care o duce chiar acum sub sancțiuni. Priviți imaginile. Soția ministrului adjunct al apărării din Rusia, care este persoana responsabilă pentru invadarea Ucrainei, trăiește o viață ca în basme. Ea este ghidul tău în lumea rușilor extrem de bogați. Ea radiază bogăție, diamante, blănuri, Rolls-Royce. Vara o poți găsi în Saint-Tropez, unde închiriază o vilă pentru 150.000 de euro pe lună sau pe un iaht în Napoli. Face vizite private la unul dintre cele mai scumpe și discrete magazine de bijuterii fine. Aici își cumpără cercei în valoare de 150.000 de euro și inele de 104.000 de euro, făcute special pentru ea, potrivit unei jurnaliste ruse de investigații.
În ziua în care armata lui Putin a ras de pe fața pământului Mariupol, pe 17 martie anul trecut, Svetlana a mers la un magazin celebru de bijuterii din Paris pentru a ridica niște diamante. Pe 23 martie, ziua în care Kievul a fost bombardat noaptea, Svetlana a făcut o excursie pentru a-și vizita fiul la Londra. Viața ei de lux nu a fost deloc tulburată de război. Acum soțul ei este, culmea, șeful construcțiilor pentru Ministerul Apărării. El este responsabil pentru reconstruirea Mariupolului, orașul pe care Putin l-a șters de pe fața pământului și l-a ocupat. Da, Ilan, încă o dată, eu nu fac aici rechizitorii de cum și-a făcut banii, nu-i treaba mea. Eu spun altfel, avem sancțiuni. Sancțiuni care pe noi aici ne costă, de exemplu, prețul gazului. Da. Nu sunt, se pare că funcționează sancțiunile. Sunt sancțiuni la picior de lemn. Cam astea sunt. Adică e o frecție. Da. Și, sincer, rușine statelor membre NATO și a Uniunii Europene, care sunt cele implicate în sancțiuni, care permit să se întâmple așa ceva pe teritoriul lor. Culmea este că foarte mulți au dublă cetățenie și au luat cetățenie din aia de investiții pe Cipru. Eu am înțeles, dar lucrul ăsta se poate depista. Există servicii secrete. Este clar că este cetățean rus și este soția unui dintre cei mai importanți general, sau este afacerea mai presus decât politica? Păi se pare că nu se vrea. Din moment ce vedem aceste imagini și, credeți-mă, la nivelul acesta, serviciile de informații din oricare stat în care s-ar afla știu în fiecare secundă unde se află. Dacă le avem noi, evident că le au și serviciile de informații. Eu vă spun, dacă era în România, s-ar putea să fie și fost participare. Noi ne revedem peste o oră, la ora 19, dar până atunci, principalul jurnal al zilei este adus de Cristina Șincai. Bun găsit, Cristina, cu ce te prezinți? Mirs, bun găsit, doamnelor, domnilor, principalul jurnal este alcătuit din dezvăluirile momentului. Atacatorul afaceristului din capitală, care a fost identificat, planul agresorului și-a pândit victima timp de 2 zile. Cum a reușit cuțitarul să fugă chiar de sub nasul polițiștilor, aflați imediat. În bulzeală la izvorul cu puteri vindecătoare, apoi în zi de sărbătoare. Și baronul condamnat pentru corupție rămâne în paradisul penalilor. Veți vedea noi imagini cu tornada care a lovit zona deja sinistrată. Corturile oamenilor rămași fără case după seism și măturate de urgie. Un protest în stradă după accident, localnicii sunt pur și simplu revoltați și sute de lumânări aprinse în memoria copilului călcat de mașină. Vrem să sune clopoțelul, nu clopotul de la biserică, spun oamenii. Șef din poliție apoi blocat cu amanta în birou și intervenție cu mascații. Și un oraș sufocat de gunoaiele neridicate de săptămâni se întâmplă în România. O alertă sanitară și un protest în fața judecătoriei după atacul mafiot, o controversă a exmatriculărilor copiilor din școli și grădinițe. Jurnalul 18 imediat.